Vă dă semn. Bună ziua, stimați colegi, dragi cetățeni. Astăzi are loc ședința Consiliului Local Ordinară din luna august, o ședință cu mai puține puncte pe ordinea de zi, dar care deschide și zilele orașului Dărmănești. Rog pe doamna președinte să preia conducerea ședinței. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi avem 7 puncte. Primul punct, prezentarea raportului de activitate al primarului orașului Dărmănești pentru anul 2018. Dau cuvântul domnului primar. Vreau să încerc să fiu foarte scurt, să prezint în sinteză raportul anual al primarului. Sigur că nu putem vorbi doar de activitatea primarului, așa cum este definit. Pot să vă ridic să merg acolo să prezint. Și este vorba de un raport în sinteză a activității pe care a desfășurat-o aparatul de specialitate a primarului în cursul anului 2018. O să încercăm să prezentăm în sinteză raportul, așa cum spuneam, și voi pleca de la ideea că scopul principal al nostru a fost de a gestiona toate resursele pe care le avem la dispoziție, în așa fel încât cetățenii să fie mulțumiți de activitatea pe care noi o desfășurăm. Sigur că voi începe prin a spune că primăria și aparatul de specialitate are niște resurse, resurse umane care sunt prezentate într-o organigramă, da? Deci avem o organigramă și te rog să te întorci un pic înapoi la organigramă, da? Acea organigramă reprezintă structura resurselor umane împărțite de, servicii, birouri, compartimente, resurse cu care noi ne ducem la îndeplinirea cele obiective pe care le-am stabilit la începutul anului și care sunt, sigur, menite a rezolva o parte din problemele pe care comunitatea le are. Avem aici organigrama, sigur că o parte din aceste structuri sunt subordonate direct primarului, altele viceprimarului, Consiliului Local și așa mai departe. Pentru fiecare structură din cadrul organigramei avem foarte clar prevăzute în regulamentele noastre sarcini concrete. Aș vrea să trec peste partea asta și să vorbim de serviciul economic, o structură foarte importantă din cadrul aparatului de specialitate a primarului. Vedeți că sunt din structura pe 2018, acest serviciu figurează cu 8 posturi de execuție din 10 alocate, deci suntem și aici sub numeric, și un post de conducere. Fac precizarea că la nivelul instituției noi avem 118 posturi prinse în organigramă, dintre care doar 78 sunt ocupate. Deci suntem mult, mult sub nivelul maxim de ocuparea posturilor. Sigur că am făcut acest lucru și păstrăm aceste card destul de mare pentru a avea resurse să investim în proiectele pe care le avem. După cum bine știți, proiectul sau bugetul este structurat pe două componente majore. Este vorba de componenta de funcționare și componenta de dezvoltare. Componenta de funcționare cuprinde toate cheltuielile de salarizare, muncă vie, utilități și așa mai departe. Cu cât structura de personal este mai mare, cu atât componenta de funcționare este mai mare în detrimentul componentei de dezvoltare, adică de investiții. Ținta noastră este să investim în localitate și, ca atare, să creștem această componentă de dezvoltare. Avem aici câteva date și fac referire la veniturile din 2018, care înseamnă 18.456, cheltuielile au fost 21.000, cu un deficit de 1.680. Sigur că acel deficit a fost acoperit din excedentul anilor anterioare.
Doar din această privire, la această situație, ne dăm seama că am investit în comunitate din banii pe care i-am economisit înainte. Deci structura de cheltuieli veți vedea că este mai mare datorită investițiilor pe care le-am avut, adică acele cheltuieli s-au pus pe componenta de dezvoltare, de investiții. Avem aici date legate de rectificările care au fost făcute în 2018. Fac precizarea că din cele 9 rectificări care au fost făcute, toate au fost pozitive, adică am avut bani în plus. Avem aici un cont de execuție venituri, da? Total venituri, gradul de încasare 80%, iar veniturile proprii 93,7%. Sigur că nu ne-am atins ținta și atunci când vă spuneam că nu am reușit să ne atingem ținta de încasări, mă refeream la acest procent de 93% față de 100%. Diferența aia de 7% ne-ar fi ajutat să, eu știu, ne mai finanțăm anumite proiecte pe care le-am avut în 2018 și nu le-am pus la bun sfârșit. Avem aici defalcat pe conturi banii, de unde au venit, cum au venit. Vedeți că avem la anumite capitole depășiri, la alte capitole suntem sub. Acest lucru scoate în evidență și gradul de dezvoltare a comunității și starea financiară a comunității. Vedeți că la persoane fizice sunt foarte multe capitole care sunt sub 100%, înseamnă că acei oameni nu au avut capacitatea să-și plătească taxele, impozitele pe care le-au de plătit. Mergem mai departe și avem și contul de execuție, da? Cheltuielile în bugetul local, foarte important, și mergem un pic mai departe, graficul următor. E important de văzut aici, da? Deci noi avem cu albastru bugetul, da? Și cu maronul ăla plățile. Am cheltuit mai puțin decât am bugetat și în special pe cheltuielile de funcționare, da? Deci tot ce vedeți cu albastru sunt proiecțiile de buget la începutul anului și în speță pe cheltuielile de funcționare, am reușit să cheltuim mai puțin pentru că am gestionat mai bine acele resurse și am făcut economii, în special pe componenta de funcționare. Pe componenta de dezvoltare, acele proiecte care le-am gândit la începutul anului, am făcut economii prin licitații. Am bugetat o anumită sumă, în urma licitației, sigur că s-au înscris mai multe firme și, alegând oferta cea mai convenabilă din punct de vedere economic, am reușit să facem economii care sunt destul de consistente. Peste tot avem economii. Economii care, la rândul lor, au fost fie constituite în excedent pentru 2019 și ne-am finanțat anumite proiecte în 2019, fie au fost realocate în cursul anului prin acele rectificări pozitive pe care le-am dat și am finanțat alte proiecte. Sigur că și la bugetul de autofinanțare, da, pe sursa E, am avut reduceri, da? Am avut economii și ne-am finanțat toate acele proiecte pe care noi le-am avut în lista de investiții în 2018. Vreau să mergem mai departe, da? Exact ce spuneam, acel grafic scoate în evidență bugetul cât ne-am prognozat și cheltuielile care, sigur, sunt mai mici. Principalele obiective de investiții pe care noi le-am avut în 2018, le avem trecute aici, vedeți că toate sunt atinse, da? Este o listă lungă de investiții și toate au fost atinse și atenție cu reduceri. Dacă ne uităm pe fiecare poziție, aproape avem anumite reduceri. Fie că s-a licitat mai puțin, fie că sunt proiecte în derulare și nu sunt finalizate. Mergem mai departe și de exemplu, pe bugetul de autofinanțare am avut un buget 513, da? Și am făcut plăți de 369. Diferența a fost constituită în excedent. Pe sursa exact ce vă spuneam, sursa A, la sfârșitul anului am avut un excedent de 915.000, pe sursa E, 89.000. Acel excedent l-am folosit în 2019 pentru finanțarea proiectelor pe care noi le-am propus. Sigur că avem și un compartiment de executări silite. Aici aș vrea să trec în evidență câteva lucruri. Acest buget trebuie să fie alimentat. Fără a avea constituit bugetul, nu putem să facem nimic. Spuneam că anumite persoane
anumiți cetățeni sau anumite persoane juridice își plătesc în termene acele dări care le are către primărie, dar anumite persoane mai puțin și în cursul anului 2018 au fost emise 3.275 de titluri executorii și somații, valoarea fiind de 3 milioane de lei, adică 30 de miliarde, din care au fost încasat 1.045, adică 10 miliarde. Vedeți, 841.000 de la persoane fizice și diferența de la juridice. Până la 3 milioane mai aveam mulți bani de încasat și acei bani sigur că s-ar fi întors în proiecte pe care noi le avem. Mergem mai departe și o să prezint foarte pe scurt și Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Investiții. Este vorba de arhitectul șef. Este un serviciu cu, după serviciu economic, cu o foarte multă importanță în aparatul de specialitate a primarului. Aici avem un arhitect șef la trei compartimente, patru compartimente în subordine, urbanism, investiții, cadastru și achiziții publice. Practic este, spuneam, după serviciu economic, forța motrice a aparatului de specialitate, pentru că mare parte din proiecte, după ce le asigurăm finanțare, trec prin acest serviciu. Și n-am să intru în detalii, vedeți certificate de urbanism, autorizații de construire și așa mai departe, ce a fost făcut aici, recepții la terminarea lucrărilor, da? Ce țin mai mult de persoanele fizice, ce am făcut noi pentru cetățeni, brașamente, certificate, acorduri și așa mai departe, și am să mă opresc la investiții, da? Câteva din investițiile pe care noi le-am avut în lista de investiții, le regăsim aici și ne-am propus pe autofinanțate să împrejmuim câmpul de cereale, partea din Amonte, l-am făcut. Avem aici construirea unui muzeu în aer liber, l-am finanțat, vedeți și cu resursă de la Ministerul Culturii, câteva din poze, amenajarea intersecției dintre strada Victoriei și strada Valea Uzului, așa arăta înainte. Asta este intersecția de pe orizontului cu Valea Uzului, în timp lucrări, din timpul poze din timpul lucrărilor și sigur că am amenajat intersecția, asfaltul, un sens giratoriu și acele trotuare. De asemenea, am mers în proiectul de investiții cu asfaltări, vorbim de Valea Uzului, de Brătulești, la fel avem orizontului, poze din timpul lucrărilor și din timpul și cum arătau după ce au fost asfaltate. Am avut lucrări de balastări și toate străzile pietruite au, în cursul anului 2018, au suferit, să zic, intervenții cu sorturi. Aici avem complexul sportiv Uzu, știți că a fost achiziționat în 2016, iar în 2018 din bugetul local am investit. Ați participat mare parte de tăpită dumneavoastră acolo, a suportat o, să zic, o modernizare completă. Avem tot în acea zonă, Colonia Veche, lucrări pe strada Chimiei, stadionului Căprioarei și am făcut în cursul anului 2018 peste 1300 de metri în iar de trotuare betonate în acea zonă. Ulterior am terminat, să zic, modernizarea și am și asfaltat. Podul de pe râul Uz, în cartierul Joseni, în urma inundațiilor pe care le-am avut în vara anului 2018, acel pod a fost distrus în totalitate. L-am finalizat, aveți aici poze cu refacerea integrală a podului. Aici avem și două punți pietonale care au fost afectate de inundații, refăcute integral. Acolo am avut sprijin și de la bugetul de stat prin acele hotărâri de guvern care au finanțat lucrările de reabilitare. 2018 a fost anul în care am investit mult și în corpurile de iluminat. Ne-a propus să avem un iluminat modern în Dărmănești. Au fost în proporție de 85% și au trecut colegii mei aici, corpurile de iluminat de din Dărmănești au fost schimbate cu corpuri noi de iluminat cu LED, toate luate din, finanțate din bugetul local. Pentru că sufeream că nu aveam parcări, am făcut 8 parcări în Dărmănești și un pic mai jos, te rog, avem aici mai jos. Nu, invers.
Da? Avem parcări mai aici. Da? Peste 3.000 de metri pătrați au fost amenajați cu pavaj, destinație parcă, și vorbesc de parcarea din Târgu de Animale, din fața Florăriei, parcarea mare din Piața Centrală, parcarea de la Liceul Tehnologic, una destinată taxiurilor, o parcare destinată cetățenilor care lucrează în blocul din centru, la dispensarul medical de strada Popasului a făcut parcare și acolo și sigur una la stadionul pe strada stadionului. Poze cu parcările. Aici este parcarea din Popasului de la cabinetul medical pe care l-am refăcut. Parcarea din fața pieței și aici aveți și o imagine cu strada asfaltată, regândit, modernizat. Aici era practic un teren în care nu se erau de nivelare, am lucrat aici cu gabioane, cu umplutură, lucrări făcute toate cu angajații primăriei. Mergem mai departe și, da, parcarea de la destinată taxiurilor. Am făcut un corp nou de clădire destinat învățământului preuniversitar în cartierul Brătulești, mai exact la școala de rom. Știți că acolo avem o problemă, o școală veche, depășită, nu mai îndeplinea niciun fel de condiții și de fiecare dată când autoritățile veneau, aveam probleme acolo. Am construit de la zero un corp de clădire nou. Aici sunt două săli de clasă plus o sală destinată profesorilor cu tot ce înseamnă modern, băi moderne și așa mai departe, din buget local cu oamenii primării. Da? Și aici am lucrat foarte mult pe cadastru și topografie. Vreau să vă spun că suntem în al cincilea an de proiect cu cadastrarea gratuită. Doar în 2018 au fost cadastrate 1516 imobile, totalizând 560 de hectare. Deci peste 560 de hectare în 2018. Și în acest an suntem în program. Urmează să trecem și spre zona de la Valea Uzului. Achiziții publice, la fel un compartiment din cadrul serviciului de urbanism în care se iau deciziile. Foarte important aici, avem peste 85% din achizițiile pe care noi le facem sunt pe seară. Vorbim de transparență și suntem total deschiși ca cetățenii să poată să vadă cum sunt cheltuiți banii publici. Repet, peste 85% din cheltuielile pe care le facem noi, totalizând 3.191.000 de lei, au fost tranzitate prin sistemul electronic de achiziții publice. În urma acestor, vreau să vă spun că în urma acestor demersuri pe care le-am făcut noi în sistemul electronic de achiziții publice, am făcut o economie de câteva sute de mii de lei. Estimările noastre pe care le-ați văzut la început de buget erau mult mai mari, da? Și în urma acestor proceduri de achiziții publice am reușit să facem economii consistente, lucru care ne-a permis să finanțăm alte proiecte. Sigur că avem un compartiment de proiecte strategii și dezvoltare. Aici am să dau câteva proiecte depuse spre finanțare și aceste proiecte s-au muncit foarte mult la ele, la studiul de fezabilitate. Ele au trecut prin Consiliul Local, au fost aprobate. Dumneavoastră vă amintiți de aceste proiecte. Toate sunt depuse pe diverse axe, fie pe port, fie pe PNDL. Și așteptăm la aceste, sunt în evaluare la aceste proiecte, așteptăm puncte de vedere. Sigur că partea a doua, proiecte implementate, tot pe fonduri europene și vedeți, avem creștere eficiență a blocurilor din Dărmănești, este pe program operațional regional, proiect care este în proporție de 50% și implementat și a văzut că o parte din blocuri și-au schimbat fața în urma acestui proiect. Vorbim de al doilea proiect, creștere eficienței energetice la școala Lapoș. Suntem acum în licitație pentru execuție și cred că în două săptămâni vom avea și un constructor. Amenajare spațiu verde, proiectul până la sfârșitul lunii august, adică săptămâna viitoare, va fi predat, proiectul este făcut, am avut licitație pentru proiectul ăla, este făcut, urmând ca să dăm drumul la licitație pentru execuție. Înființare centru de zi, la fel și la acest proiect care înseamnă peste 2.700.000 de lei din fondurile europene, suntem la proiectare, deci este semnat și contractul pentru proiectare.
Modernizare drumuri de interes local, 5 milioane de lei, suntem în execuție aici, în fază de terasament, pregătirea terasamentului piatră spartă pentru asfaltare, lucrări de construcție, infrastructură, râul Dărmăneasca, suntem la proiectare. Avem câteva poze din, așa cum vă spuneam, eficiență, două blocuri am pus aici, este vorba din blocul din centru, care este finalizat în proporție de 95% și blocul 7 din zona rafinăriei și el la peste 50%. La celelalte blocuri sunt în fază de execuție, acoperiș și așa mai departe. Da, mergem mai departe. Asta este școala de la Lapoș, spuneam că este în licitație acum pentru execuție. Va fi un proiect unicat pe această zonă, pompe de căldură, pentru a reuși să scădem foarte mult factura la case. Aici avem parcul Scoarul, care va fi dezvoltat și veți vedea cât de frumos va arăta acest scoar. Deci un pic mai... Așa va arăta acest scoar. Este... Deci proiectul săptămâna viitoare ne va fi predat, urmând ca să scoatem la licitație. Va fi ceva foarte modern și foarte actual pentru, nu pentru zona noastră, ci pentru întreaga regiune. Centrul de zi pentru persoane vârstnice este în faza avansată de proiectare. Lucrăm și acolo cu toate sursele. Aici drumul de la Lapoș, lucrări din timpul execuției. Aici este drumul de la Dărmăneasca și aici am avut, în urma analizelor făcute de cei de la APE, am avut o, din nou, infuzie de capital din bugetul local, pentru că nu reușeam să respectăm proiectul așa cum ne-au cerut cei de la APE. Pe poliția locală sunt foarte multe lucruri și ei au stabilit aici câteva din prioritățile lor. Avem 15 posturi, lucrăm cu 10. În speță ne axăm pe reducerea gradului infracțional în localitate, faptul că am reușit să avem un iluminat public de calitate, am constatat că imediat ca efect a scăzut numărul de furturi și de, eu știu, ilegalități care se produceau înainte. Am montat și un sistem de camere care, pe măsură, în fiecare an tot dezvoltăm și la fel. Vă dau un singur exemplu. Săptămâna trecută, în centru, a fost furat portofelul unei doamne pe la farmacie pe undeva. S-a intervenit imediat pe camere. Am reușit foarte, în timp foarte scurt, să identificăm persoana și să se recupereze acel portofel. Mergem mai departe, o persoană la care nici nu se aștepți, cu un grad de handicap, o persoană cu grad de handicap, sub acel handicap, o opera și alte cele. Mergem mai departe, avem, sigur, protecție civilă, mergem mai departe, serviciu voluntar pentru situații de urgență. Aici, la serviciul voluntar, vreau să vă spun că am făcut foarte multe vis-a-vis de reducerea riscului de incendiu. Știți, cu toate astea am avut în cursul anului mai multe situații în care familiile au rămas aproape stradă, am intervenit și acolo cu resurse financiare și am sprijinit. Aici avem câteva poze de la acțiunile de plantare. Vreau să vă spun că am plantat în 2018 peste 30.000 de pulieți. Mare parte din acești pulieți au fost sponsorizați de Energia Pădurilor prin Direcția Silvică Bacău. Sunt câteva poze de la acțiunile de plantare. Peste 5 hectare au fost împădurite doar în 2018. La fel aici, în 2018, am sponsorizat cu 4.000 de puieți prietenii noștri din Republica Moldova, cu care suntem împrățiți. Sunt câteva poze de acolo, de la ei. Misiunile de audit. Audit înseamnă controlul nostru intern, care ne spune dacă instituția este sănătoasă sau nu. Am avut mai multe acțiuni de audit, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani de zile. Activitatea de... 5 misiuni. Am avut 5 misiuni, da. A fost auditată administrarea impozit, da, așa, impozitului și taxelor,
datele din registru agricol, sistemul de control intern, activitatea financiară economică și așa mai departe. Da, pe fiecare cu detalii, deci am vrut să vedem exact unde avem probleme, ca să putem și ce nu merge bine, ca să putem să ne pliem pe legislație și pe proceduri, în așa fel încât dacă am greșit undeva sau am fost ineficienți, să nu mai fim. Compartimentul comercial, și aici s-a lucrat destul de mult, ca idee avem 150 de societăți. Ai schimbat-o și nu mai văd. Da, avem 150 de societăți comerciale, cred că mai trebuie să dai un pic. Da? Acum, 150 de societăți comerciale, 15 întreprinderi familiale, 37 individuale și 2 persoane fizice autorizate. În special aici am intenționat, am încercat să facem demersul ca fiecare agent economic să intre în legalitate, să obțină autorizații de funcționare, să comercializeze produse în termen, în așa fel încât să nu fie afectată sănătatea populației și nu numai. Detalii legate de ce s-a întâmplat în perioada asta. O să vedeți undeva un grafic mai încolo că avem, în urma investițiilor pe care le-am făcut noi în târgul săptămânal și în piață, au crescut încasările și veți vedea un grafic care scoate în evidență ce înseamnă să investești și care sunt așteptările. Anul trecut am făcut niște investiții acum 2 ani și așteptam ca și încasările din târg să crească și le veți vedea. Aici avem la serviciul public comunitar câteva date, câte buletine au fost emise, foarte multe, să zic, solicitări din partea cetățenilor. Avem undeva un grafic care ne cam, să zic, îngrijorează. Avem undeva 179 de decese și 165 de nașteri în cursul anului 2018. Deci suntem cu spor negativ, da? Domeniul public și privat este garaj, așa cum știm noi. Se lucrează foarte mult și aici. Câteva date, străzile pe care au fost asfaltate în 2018, orizontului parțial Valea Uzului, sensul giratoriu, Brătulești, pe strada Energiei, ce am plombat noi pe acolo, uzine și așa mai departe. Da, am avut decolmatări multe făcute în cursul anului 2018, pe râul Dogaru, Zvorul Negru, zona podului de la Zvorul Negru, lucrări acolo, fabrica de la Sărături, Cimbilie și așa mai departe. La stadion s-a lucrat foarte mult la decolmatări, pentru că erau toate canalele erau colmatate. Am avut în cursul anului 2018 lucrări de modernizare a rețelei de apă în foarte multe zone. În foarte multe zone iar a înghețat conducta de apă, pentru că atunci când a fost gândit proiectul, nu a fost conducta îngropată la adâncimea corespunzătoare. Aici avem câteva imagini din cartierul Triaș, unde practic am schimbat conducta complet și raportul și așa mai departe. Avem, aici sunt poze din timpul decolmatărilor, da? Mai sus, aici sunt lucrări pe care le-am făcut la traversările de pe șoseaua de centură, da? Am achiziționat terenul fostei căi ferate de la Bermăne și am amenajat o șosea de centură acolo. De lucrări în timpul decolmatărilor și vreau să vă spun că mare parte din aceste lucrări au fost realizate cu beneficiarii legii 416. Avem aici cu râul Dogaru, da? Și toate ce s-a putut mecaniza s-a decolmatat cu utilaje, centrul manual. În zona casei de cultură am făcut acolo tot felul de lucrări. Aici avem lucrări de la extinderea rețelei de iluminat public și ultima intervenție a noastră în zona rafinării, unde am făcut extinderea rețelei și, sigur, ar trebui să toaletăm toți acei arbori care de ani de zile nu au mai fost toaletați. La centru de informare turistică, câteva din acțiunile făcute cu tinerii, pentru că dincolo de străzi, dincolo de lucrările pe care le facem noi, trebuie să ținem cont și de nevoile din punct de vedere culturale ale comunității și avem acțiuni de la Balul Mărțișorului, din comunitate,
de la sărbătorile de Paște, da? Antreprenorii locali, știți că am fost anul trecut la prima ediție a târgului de produse tradiționale, un târg regional, un târg la care au participat 14 comunități, imagine în timpul târgului. Am pus un accent deosebit pe manifestările dedicate eroilor neamului și aici avem câteva imagini de la comemorările pe care le-am făcut noi în cursul anului 2018. Aici avem în semn de recunoștință o diplomă de excelență pentru dăruire și dragoste manifestată în sprijinirea bisericilor de pe raza orașului Tăbănești, dată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, o diplomă de excelență. Nu ne mândrim cu ea, dar eu o recunoaștere și veți vedea că am avut în atenție și bisericile de pe raza orașului. Alte acțiuni făcute în colaborare biserică și școală, Înger de Pas, de Pace, desfășurat la parohia Poiștea. La fel, imagini din timpul acestor activități. Da, Ziua Ortodoxiei, Zilele Orașului Dărmănești 2018, unde am avut invitați și, nu știu, un public destul de numeros. Aici avem imagini de la activitățile decernate mamelor care au născut gemeni și, sigur, și de la 50 de ani de la căsătorie. În luna septembrie am organizat manifestări comemorative cu prilejul a 100 de ani de la primul război mondial, la fel imagini la momentul din centrul orașului. Am avut în noiembrie o expoziție provincială a iubitorilor de porumbei la Columbofilii, la sala de sport de la Școala 2. Au participat foarte mulți din alte localități și au văzut ce avem noi în zonă. Am decernat o diplomă de excelență sculptorului Gabriel Cernac, care a venit la Dărmănești și dintr-un trunchi de stejar a făcut simbolul orașului Ursul de la Dărmănești, imagini din timpul lucrărilor de sculptură. Am avut aici, cu ocazia, în cadrul manifestărilor, centenarul Marii Dumnezeu, au avut loc la Monumentul Eroilor alte acțiuni de punere de coroane și slujbe comemorative la care au participat reprezentanți de la nivelul guvernului până la nivel județean și central. Am sărbătorit Ziua Persoanelor cu Handicap și am organizat la Căminul de la Globu, în colaborare cu centrul de la Vermești, foarte frumoasă. Actorii au fost oficiale. Aici, sigur, concert de Crăciun, noapte de Crăciun, Armonia, corul Armonia în biserica de la Boiștea, Moș Crăciun, cu tot ce înseamnă, la fel, niște oameni de suflet din afara localității care au venit sub Vali Crăciunescu, Dan Luman, Adrian Mucioarcă, au venit alături de noi și o parte din probleme din comunitate au beneficiat de aceste cadouri de Moș Crăciun, dacă ce avem noi, Jianul, Ursul de la Dărmănești, cu frumusețile sărbătorilor de iarnă. Și aici am avut decernarea premiilor. Pentru prima dată am oferit aceste pupe, aceste diplome la compartimentul piață. Spuneam, haide să mergem mai repede, vreau la gratis direct. Aici cred că e foarte important, spuneam situația încasărilor, da? În 2016, un pic mai jos, în 2016 am avut 125.000, în 2018 233.000. Asta înseamnă să investești în a crea condiții celor care vin la târg, pentru că automat simt și dumnealor aceste agenții economice care cresc încasările și veniturile la noi au crescut, nu mărind taxa, ci crescând numărul de agenții economici care au venit. Deci, aproape s-a dublat. Pășune și pături, pentru prima dată am cadastrat toată suprafața de pădure. Știm foarte clar ce suprafață avem, am făcut un nou amenajament
silvic, am făcut și amenajamentul silvopastoral. Avem în lucru și trebuia să fie finalizată cadastrarea și a pășunilor de pe raza orașului Dărmănești. Aici avem un plan de la lucrările din timpul amenajamentului. Mergem mai departe la biroul transportul și de servire. Am făcut investiții din bugetul local, ne-am dotat utilaje noi, un rudo excavator achitat integral, nu luat în rate, pentru că parcul era învechit. Mergem mai departe, am luat un autoturism Duster nou, achitat integral, am dotat poliția locală cu un Duster pentru că mașina pe care o aveau era depășită. Mergem mai departe, secretarul orașului cu foarte multe activități, cu hotărâri, am avut un pic mai jos, am avut 500 și ceva, 594 de dispoziții date în 2018 și 166 de hotărâri. Asta fiind sunt reglementări interne și Consiliul Local care vin să gestioneze cumva activitatea din cadrul aparatului specialitate. Asistența socială trec peste ea direct la tabel, mai încolo, mai un pic. Aici, cred că total, pe VGM, 322 de dosare. Dosare noi am avut doar 35 și sigur o să vedeți acolo suspendate. Dosare suspendate, 69, anulate și așa mai departe. Deci am căutat să ținem cumva echilibru, să nu mergem mai departe. Prestări acordate în cursul anului, sunt foarte multe dosare de prestări. Am avut în cursul anului 2018 și acțiuni, să zic, caritabile și știți foarte bine, am avut cauza acestui tânăr care poate și cu bănuții care noi am alocat în bugetul local, a reușit să opereze un centru de specialitate și s-a salvat, omul trăiește. Am avut aici casa de Crăciun, doar din donații și din ce am pus noi în Consiliul Local am reușit să facem o locuință pentru o familie negreșită. Aici avem toate puterile de Consiliul Local prin care am dat ajutoare de urgență celor care le-au ars casele în cursul anului 2018. La toți cei care au probleme le-am venit cu sprijin cât am reușit noi. Mergem mai departe. Da? Mai. Sunt dosarele de ajutor active. Toate formele. Resursele umane. Aici aș vrea doar să ne oprim la tabelul care scoate în evidență. Aici cred că este important, un pic mai jos, da, mai. Deci, mai sus. Deci undeva trebuia să am un tabel aici, din care se rezultă, nu știu unde, totalul. 118 din care avem. Da, deci aici, vedeți, noi ar trebui să avem 118 în organigramă, plus 3 cabinete școlare, plus asistenți personal 32. Noi lucrăm cu 78. Ce vă spuneam, că nu ne-am dus cu organigrama maxim, că altfel n-am fi reușit să mai investim nimic. Compartimentul agricol, vreau aici un lucru important, vreau să vedem că peste 10.150 de adeverințe de rol au fost emise în cursul anului 2018, mergem mai departe. Sigur, aici sunt atât de multe documente, pentru că aminteam mai devreme că lucrăm la cadastrarea gratuită și sunt mii de imobile care intră. Mergem mai departe, cabinete medicale, mai departe. Vizite de lucru, foarte important, comunitatea nu trebuie ținută închisă. În calitate de primar am participat în 2018 la câteva vizite de lucru. Este vorba de vizita din Odessa. Am fost invitat de Consulul General al României în această vizită. Scopul a fost, împreună cu niște colegi de pe Valea, primar de pe Valea Totușului, să deschidem din punct de vedere turistic comunitățile noastre către cei din spațiul fostei Uniuni Sovietice. Aici sunt câteva poze de la întâlnirile de lucru din acele vizite. În data de 7.3. am semnat la Ministerul Dezvoltării contractul de finanțare pentru reabilitarea străzii Lahoș și Dărmăneasca, imagini de acolo. Pe data de 7.3. am semnat tot la București contractul prin care orașul Dărmănești a cumpărat terenul pe care vom dezvolta viitoarea șosea de centură.
Liceul tehnologic a vizitat în cadrul săptămânii școală altfel primăria orașului Zărmănești, aici avem copii. Pe 11 iunie 2018 orașul Zărmănești a cumpărat clubul rafinăriei, da, a achitat integral, avem poze de la semnarea contractului. Pe 11 anua am semnat la ADR proiectul fondurilor europene pentru modernizarea școlii Labuș în prezența domnului director de la ADR. Aici este vorba de momentul semnării unui alt contract la firmă Iași-Tot pe fonduri europene, tot în 2018. În 2018 am avut pe 28 octombrie vizita noastră Sfințitului Achim Bădoanul la noi când s-a sfințit biserica din cartierul Poiștea. Aici, o vizită oficială, împreună cu, aici am fost invitat de Ministerul Apărării Naționale în Franța, la Lyon, Franța, unde am comemorat eroi români, numați acolo, este cimitirul din Lyon. Mergem mai departe, am avut ocazia să primim cu comunitatea noastră în noiembrie de marele filozof Mihail Șor, imagine de la momentul în care Șor a fost la noi în localitate. Mergem mai departe. Aici am decernat în decembrie 2018 titlul de cetățean de onoare surorii carmelitane Fabiola Compostela și, de asemenea, o distinție de vrednicie preotului Daniel Bebeliță în semn de recunoștință pentru munca depusă la construirea bisericii cu hramul Împărații Constantin și Elena, acțiuni de Crăciun, sănătate și culte. Foarte, un capitol foarte important și încerc să trec în două minute. Am investit în refacerea cabinetelor medicale de pe raza orașului Dărmănești. Aici avem cabinetul din strada Popasului. Integral am renovat această clădire, plus parcarea de care aminteam în față, plus gardul de împrejurire. Aici sunt imagini de la cabinetele medicale din zona Dumbravei, la care se lucrează acum și până în toamnă trebuie să finalizăm o clădire care era grav afectată. Aici este centrul medical de la Dărmăneasca, lucrând în timpul construcțiilor, da? Așa arăta o clădire veche terminată din interior. Așa arată acum. La biserici. Aproape fiecare biserică am tratat-o cu atenție și în cartierul Boiană am sprijinit modernizarea acoperișului și interiorului bisericii. La Cogubene am plătit integral lucrările de mobilier interior strane și ce am avut acolo, plus pictură interioară. În cartierul Clopu, sprijin financiar pentru construirea unei case mortuare. La biserica din cartierul Labuș, acest gard de împrejmuire al cimitirului și acum se lucrează la amenajarea unei parcări în exterior pe care nu l-aveau. La izvorul Tămăduirii, biserica din centru, am alocat resurse consistente pentru refacerea casei preasnicale. La Sfinții Împărați Constantin și Elena am construit poarta de incintă, da? O poartă, aici este monument istoric, biserica veche, deci biserica veche undeva în spate acolo, și această poartă trebuie să fie construită așa cum arăta ea în anul 1800. Am adus meșteri de la Neamț care au putut face această lucrare. La Sfinții Apostol Petru și Pavel am sprijinit această capelă. La Biserica Catolică am achiziționat un teren în vedere extinderii cimitirului, știți că era o problemă cu cimitirul. Aici sunt lucrări începute în 2018, finanțate în 2019. Este asfaltul turnat pe căprioare și stadionului, colonia veche. Lucrări din timpul, imagini din timpul lucrărilor la șoseaua de centură. Am dat-o în folosință, dar nu este asfaltată. Aici avem o lucrare de stabilizare din cartierul Clopu și domnul consilier știu, acolo era rupt drumul mulți ani în urmă și la fel din bugetul local am făcut o lucrare care mi-a fi costat cu o firmă peste 300.000 de lei, mi-a făcut-o la jumătate de preț. Ultima achiziție, la fel integral achitată, o camionetă care să deservească parcul auto. Pentru a face economii și treabă de calitate, în lista de investiții am avut un utilaj pentru marcaje rutiere.
ieșim foarte convenabil dacă noi facem marcajele de piele comparativ cu ce oferta avem. Este o prezentare în sinteză, o parte din munca colegilor mei din cursul anului 2018. Vreau să vă spun că acest raport avea mult mai multe pagini, am încercat o sinteză și cu toate astea am reușit să ocup aproape tot timpul. Haideți să intrăm pe punctul ședinței, că trebuie să... Punem la vot propunerea de zi a ședinței ordinare de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru, ordinea de zi a fost abordată. Trecem la punctul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 30.07.2019. Sunt probleme de discutat la acest subiect? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru. Procesul verbal al ședinței trecute a 3. Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2019. Avizează cele trei comisii. Îi dau cuvântul doamnei Mereuță. Să fiți curioși. Nu trebuie să discutăm comisiei, deci avea una parte de venitul în creștere de 298.060.000 lei, care se compune din impozit și taxă pe teren de la persoanele juridice, impozit și taxă pe teren de la persoane fizice, sume de calcate din TVA pentru echilibrare, sume primite prin ordonanța pe guvernul numărul 12 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, această sumă este de 47.000 de lei. Primite prin concesiuni și închirie și taxe speciale, adică s-au obligate de la persoanele juridice. Această taxă nu a fost prinsă în buget la începutul anului, deoarece a fost impusă de la 1 mai. Atât la partea de venituri, la partea de cheltuială, s-a modificat lista de investiții, adică pe secțiunea de dezvoltare, cu suma de 459.000 de lei, pentru următoarele obiective. Întreținere sistemului fier și pot peste râul Rotuș, suma de 250.000 de lei, reparații capitale, întreținere sistemului fier pe străzile Căprioare, Stadionului și Chimiei, 200.000 de lei, deci diferența pentru strada Chimiei. În rest, pe cheltuielile materiale, suma de 266.060.000 lei va merge pe capitolul 7402 mediu pentru plata serviciilor de sanitizare și pe capitolul 6702 la cultură, suma de 32.000 de lei. Sunt întrebări la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2019 a fost adoptat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material cu acum de 2500 de lei familiei Gârlea Elena, cu domiciliu în localitatea Dărmănești, strada Uzinei, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Sunt probleme? Nu. Supunem la vot? Cine este pentru? Știți despre ce? Împotrivă? Abține? Da. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind sprijinul material a fost adoptat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL situate în orașul Dărmănești. Avizează Comisia Juridică. Îi dau cuvântul domnului primar. Da. Este vorba de locurile de locuințe ANL. În fiecare an acolo mai avem unii pleacă, alții vin. Pentru a nu ține acele apartamente goale, venim cu solicitări, propunem conform listei de priorități ocuparea acestor apartamente. Dacă aveți întrebări, da. Sunt întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru?
împotrivă, abțineri. Cu 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea ocupării unei locuințe ANRE a fost adoptat. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Dărmănești. Este proiect de hotărâre legat de cea anterior, lista de priorități, fiind aprobată automat și repartizarea locuințelor, așa cum nu avem o gastronomie și un apartament. Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite de ANL a fost adoptat cu 16 voturi pentru. Trecem la unul cu diverse. Înainte de diverse, o mică precizare, invit toți cetățenii orașului Dărmănești la zilele orașului Dărmănești, sâmbătă și duminică, pe platou din piața centrală și foarte important, duminică dimineața, începând cu orele 9, pe stadionul din localitatea Dărmănești, are loc vacarpierilor și la fel vă invit să participați alături de jucătorii din cartierul noastră să-i susțineți, sunt 6 echipe înscrise, deci duminică, ora 9 dimineața, în cartierul, să zic, stadionului, în zona stadionului, pe terenul de sport, va avea loc Cupa Cartierului. Mulțumesc! Domnul Milea și domnul Cârciu. Da. Și domnul Pădurașul. Foarte scurt, ca să nu lungim asta, vreau să vă amintesc câteva chestii, domnul primar. S-a realizat șoseaua în zona barajului, care e ok, dar înainte de pot la trotuș acolo, înainte de unde a început șoseaua aia, s-a primat asfaltul. Baraj, sus. Așa, între două găuri, că n-ai cum să le ocolești. Când ați făcut anveloparea, pentru că se trebuie acolo pus ceva. Că, acolo, la unde exact? Unde? La baraj. Deci, mergi la barajul, la baraj, bă, așa. E vorba de urțul și înainte de la baraj. Acolo sunt niște găuri înainte de pot și n-ai cum unde să le ocolești. Ar trebui pus ceva tasat, ceva material tasat, chiar dacă nu turmați asfalt, dar nu poți să treci cu mașina decât cu a întâia foarte încet. Și e păcat că am făcut asfalt acolo și vezi cu urmă, mai amintesc cu intersecția chimiei energiei cu asta, cum îi spune, la șoseaua de la Ticaneți, care mai spre club. Șanțul ăla. Da. Mai sunt mai multe, dar nu mai vreau, mai discutăm. Domnul Pădurașu, vă să am să fac un anunț care va fi primul să vă surprindeți. Începând de astăzi, din motive personale, îmi dau demisia din Consiliul Local. Da, avea un proiect de hotărâre în prima ședință de consiliu prin care se va lua și se va valida. Aveți un format scris la... Sigur că da. Sunt de aduceți mie și dumneavoastră în care vom avea pe atât de domnul Pădurariu. Da. Domnul Jurtiu Cam, domnul Jurtiu, ți-a spus. Am citat problemele de la cu drumul județean, cu locul unde este colmatat intrarea pe șosea. Se termină acolo și la grădiniță, cu gardă de îndrăjbâine pentru protecția copiilor. Da. Vă mulțumim! O zi frumoasă și vă așteptăm la zile orașului Dărmănești. Mulțumim!